Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a afirmat luni că forțele ruse au ucis la Mariupol 10.000 de oameni și le-a cerut sudcoreenilor arme de luptă pentru a se apăra de invadatorii ruși, transmite. Într-un discurs transmis prin legătură video în Parlamentul de la Seul, Zelensky a cerut Coreei de Sud orice ajutor militar pe care îl poate oferi. Mariupolul a fost distrus, sunt 10.000 de morți. Cu toate acestea, rușii nu își opresc ofensiva, a susținut liderul de la Kiev, citat de Ager Press. Notează că confirmat distrugerile pe scară largă din orașul port de la Marea Azov, dar nu a reușit să verifice exactitatea estimării numărului de morți. Zelensky nu a specificat ce arme ar dori de la Coreea de Sud, dar a arătat că această țară are multe tipuri de armament care ar putea nu doar să salveze vieți în Ucraina, ci și să împiedice Rusia să atace alte țări. Ucraina are nevoie de diferite tehnologii militare, de la avioane la tancuri, a spus el, Coreea de Sud ne poate ajuta, a adăugat Zelensky. Rusia amenință Europa, nu doar Ucraina și nu se va opri decât dacă este forțată să se oprească. Rusia a distrus sute de piese din infrastructura cheie a Ucrainei, inclusiv cel puțin 300 de spitale, a mai transmis președintele ucrainean. 10.000 de soldați ruși sunt adunați pentru următoarea ofensivă. Ucraina are nevoie de mai mult ajutor dacă vrea să supraviețuiască războiului, și-a încheiat mesajul președintele Zelensky. Mesajul vine după ce ministrul sudcorean al apărării, Suhuk, a discutat telefonic vineri cu omologul său ucrainean, Oleksiy Reznikov, la solicitarea acestuia. Reznikov a mulțumit pentru ajutorul umanitar și alimente și a cerut Coreei de Sud să trimită în Ucraina arme antiaeriene, a comunicat luni ministerul apărării de la Seul. Potrivit armatei ucrainene, după retragerea din nordul Ucrainei, Rusia își continuă pregătirile pentru o ofensivă de anvergură în estul Ucrainei și continuă să asedieze orașul Mariupol. Principalele eforturi ale invadatorilor ruși continuă să se concentreze pe capturarea Mariupolului, ofensiva în zona orașului Izium și spre zona Donețkă, menționa statul major ucrainean într-un raport de săptămâna trecută. Citește și, la Mariupol, morții sunt lăsați la marginea drumului și acoperiți cu pături. O femeie evacuată povestește despre iadul lăsat în urmă. Rușii, acuzați că folosesc crematorii mobile și brigăzi speciale, care adună cadavrele, pentru a șterge dovezile crimelor din Mariupol. Situația în Mariupol, aflat sub asediul trupelor ruse, este dezastruoasă. Peste 160.000 de oameni sunt blocați acolo și nu mai au hrană, apă sau medicamente. Trăiesc în adăposturi subterane, fără căldură și electricitate. Primarul a declarat recent că cel puțin 5.000 de oameni au fost uciși în atacuri. De asemenea, au apărut indicii că Rusia folosește crematorii mobile și brigăzi speciale pentru a șterge dovezile crimelor de război făcute de militarii ruși în Mariupol. Conform Consiliului Local din Mariupol, armata rusă folosește brigăzi speciale, care adună și incinerează cadavrele civililor uciși. Tot orașul nostru a devenit un lagăr al morții, a adăugat primarul Mariupolului. 10.000 de civili ar fi murit în Mariupol, conform consilierilor locali din localitate. De altfel, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat miercurea trecută că Rusia blochează accesul umanitar la Mariupol pentru a ascunde miile de victime din acest oraș asediat din sud-estul Ucrainei asupra căruia continuă atacurile și ardamentele. Ulterior, pe rețelele sociale au apărut imagini cu oamenii din Mariupol, care formează cozi uriașe în fața centrelor comerciale, unde așteaptă cu orele pentru a face rost de mâncare. De o lună, locuitorii din Mariupol se ascund în subsoluri, nu mai au apă și electricitate, în timp ce rușii îi acuză pe așa ziși naționaliști ucraineni pentru catastrofa umanitară din oraș. Citește și, rușii încearcă să-i înfometeze pe oamenii din Mariupol ca să-i oblige să se predea, spun oficiali ucraineni. Editor Marco Badea.